Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul Florin Păslaru, vicepreședinte al Partidului Social Democrat și consilier al vicepreședintelui Marius Budăi. Bine ați revenit alături de noi, domnule Păslaru. Bună seara! Ce putem să spunem acum? Că s-a deblocat România, a avut loc Congresul Partidului Național Liberal și iată, deja știm rezultatele, avem un nou președinte și avem și o demisie la Camera Deputaților, care înțeleg că se străduiește domnul Orban să nu ajungă cumva postul pe mâna Partidului Social Democrat. Cum vine asta? Nu știu cum să încep. Eu am mai vorbit și pe un post central de televiziune și am spus că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, mă rog, un eveniment important, dar în viața Partidului Național Liberal este din bucătăria lor. Noi n-am avut rol în piesa asta. Sigur, după margine observăm, e partidul de guvernământ, este cel care face viața, dacă vreți, între ghilimele, mai bună a românilor, e partidul care dă premierul și miniștrii, e normal să fim atenți la ceea ce se întâmplă acolo, dar din păcate am văzut un circ, începând cu ceea ce s-a întâmplat din primul moment al Congresului, și aici o să-l citesc pe președintele partidului, pe Marcel Ciolacu, care spunea, domnule, acolo a fost o bătaie de joc, 5.000 de oameni într-o sală mică, nu sală mică, dar pentru 5.000 de oameni era o sală foarte mică, mai ales în condițiile restricțiilor impuse chiar de ei, pentru a ne proteja împotriva acestui virus mortal care e COVID-ul și peste care nu putem trece sau pe care nu-l putem ignora. Dincolo de lucrul acesta, nu pot să nu fiu atent, pentru că eu desfășor activitatea în Camera Deputaților, și nu pot să nu fiu atent la ceea ce se întâmplă acolo, la demisia de onoare, adevărat, a fostului președinte al Camerei Deputaților de acum, domnul Orban, și la bătălia Păciolan care este pentru acest scaun. Contrar celor văzute la televizor, eu pot să vă spun din surse mai apropiate, dacă vreți, sau din culisele Camerei Deputaților, că bătălia este destul de mare, este interesat și domnul Barna, președintele, încă președintele USR-ului. Sunt interesați, bineînțeles, și PNL, și o bătaie la PNL de nu se poate cine să fie pe fotoliu de cel mai înalt fotoliu din cameră, pe cel de-al președintelui. Multe speculații sunt că și pe noi ne interesează. Sigur că în momentul în care procedura în Camera Deputaților spune în felul următor. Fiecare partid își desemnează un candidat pentru a fi președintele acelui post, președintele Camerei Deputaților. Sigur că și noi nu vom veni cu o ofertă. Nu cred că avem șanse, pentru că majoritatea este alta. Majoritatea este PNL, USR, UDMR. Minoritățile sunt întotdeauna. Atunci de ce se teme domnul Orban că ar putea să ajungă la PSD? Păi în momentul în care nu mai este el președinte, nu mai sunt soluții, așa se face. Deci dacă era domnul Orban acolo, găsea întotdeauna soluții, de tot felul. În momentul în care era plecat de acolo, spune, vai ce ne facem noi, că în ideea că poate cineva spune, lasă domnule, ia retrageți demisia aia. Demisia este un act unilateral, dar în 15 zile poți să o retragi. Și în momentul în care te retrage, nu-i președinte al Camerei. Probabil speră așa ceva domnul Orban. Dar să spună atât de multe despre domnul Orban, că s-a înțeles cu domnul Tăricianu, că își face un nou partid, că una peste alta, este foarte rău circul la care noi acum suntem prezenți, suntem spectatori, telespectatori, cum vreți să-i spunem, pentru că e pe spatele românilor. Facturile la energie s-au dublat, facturile la gaze au crescut extrem de mult, viața a crescut, benzina, motorina, pâinea, cartofii, totul a crescut. În condițiile în care vine domnul Câțu și spune numai lapte și miere, în condițiile în care încercăm să vopsim gardul prin acel plan de redresare, prin prezența doamnei von der Leyen la București, în condițiile în care totul se prăbușește, stimată doamnă, în condițiile în care românul duce foarte prost, noi ne batem pe Ciolan, PNL o zbate pe Ciolan, USR o zbate pe Ciolan, vedeți ce acolo, Barna și cu domnul Ciolo se ceartă între ei, unul e un om al sistemului, altul e cu probleme pe la DNA, și toate astea pe fondul sărăcirii românilor. Uitați-vă la români pe stradă, uitați-vă, toți sunt supărați, nu mai există dialog, nu mai există zâmbet. Da, uitați că nu există nici reacție din partea societății. Acum, știți ce se întâmplă? Toată lumea așteaptă reacții, în primul rând, de la principalul partid de guvernământ, de la PSD. Și uitați-vă că noi ieșim, dar noi ieșim cu lucruri cât se poate... Principalul partid de opoziție. De opoziție. Am greșit? A zis de guvernământ. Nu, de opoziție. Deocamdată suntem de opoziție, dar vedeți, totul se duce spre guvernământ. Noi întotdeauna am venit cu soluții. Am spus, oameni buni, uite, aici greșiți, credem noi că ar fi bine așa și credem că omul potrivit pentru acest fotoliu, această poziție, această problemă de rezolvat ar fi X. Întotdeauna venim cu probleme concrete. Suntem singurul partid care a venit și am spus-o și o să repet de câte ori este nevoie. Singurul partid care
În momentul în care critica pe cineva, venea cu soluții. Singurul partid care, atunci când a venit la guvernare, a venit cu un plan, cu niște dosare în care scria foarte clar ce are de făcut, cu subiect și predicat, lucruri pe care le-am făcut. Din păcate, pentru România, eu mi-aș fi dorit și de fiecare dată spun, mi-aș dori foarte mult să n-am pe cine să critic sau ce să critic din programul de guvernare. Dar nu se poate așa ceva. Adică nu-i numai scăderi, creșteri de taxe, numai lucruri rele, 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 rele. E, pe fondul ăsta, noi am venit și am spus, dom'le, noi putem să vă oferim un premier, avem multe variante, deocamdată mergem pe domnul Rafina, vrem un guvern, poate să fie PSD, poate să fie de Uniune Națională, dar condus de un premier al Partidului Social Democrat, pentru că premierul dă linia guvernării și atunci noi, în momentul în care venim la guvernare, sigur că putem fi trași la răspundere. Dom'le, de ce faci lucrul ăsta că e bun, de ce faci lucrul ăsta așadar că nu e bun? Așadar va fi moțiune? Nu știu dacă va fi o moțiune de cenzură și aici e foarte mult de discutat. Toată lumea spune despre moțiune, dar puțină lume citește printre rânduri sau este atentă la faptul că s-ar putea să nu fie moțiune de cenzură. Păi să vă dau un exemplu. Curtea Constituțională poate să spună că moțiunea depusă de USR Plus nu e în regulă, ca să fie pe înțelesul tuturor. În momentul ăla, moțiunea de cenzură nu se mai citește și nu se mai dezbate. USR Plus spune deja că au luat în discuție acest scenariu și a spus nu-i nimic, mai punem-o, mai trântim o moțiune de cenzură. Ori cartea de bază a societății, a legislației românești, Constituția spune, prin articolele din Constituție, că și regulamentul Camerei Deputaților și a Senatului spune că un parlamentar are voie să semneze o singură moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară. Nu spune că, că moțiunea se votează sau nu se votează. Deci un proiect de moțiune o votează cu o singură dată un parlamentar. Ori USR Plus și cine mai e pe acolo, Aurul și cu, nu știu, și ceva de la UDMR și minorități care au semnat, deja nu ungurii n-au semnat, minoritățile, deja au semnat o moțiune, deci n-are cine să o mai semneze. Dar vorbim de aceeași Constituție care spune că președintele României ar trebui să fie imparțial și președintele a deschis Congresul Partidului Național Liberal. E imparțial. E, adică, corect. El a fost invitat, de aia s-a dus acolo. Și a vorbit și la persoana întâi plural, așa. Bine, domnul Iohannis a făcut multe, multe prostii, din păcate. E președintele României, s-a dus la liberali, e aici e interpretabilă treaba. Dacă din punct de vedere politic, într-adevăr, trebuie să spui ce cauți acolo. Pentru că ești imparțial, ești președintele tuturor românilor, nu poți să te duci la unul din partide, ori te duci la toate ca președinte, dar e o cutumă în România. Președintele țării nu se duce la adunările de partid. Mai mult decât atât, s-a dus acolo, l-a susținut pe domnul Câțu. Dar, repet, noi nu suntem actori în piesa asta, nu avem nicio treabă. E treaba lor, e borșilor ce fac ei acolo. Revenim la moțiune. Pentru că toată lumea spune, dăm jos guvernul. Părerea mea e că nu se dă jos guvernul, din păcate pentru România. USR Plus nu mai poate să inițieze moțiunea. Și atunci venim noi și depunem o moțiune de cenzură. În moment, noi avem semnăturile necesare, dar nu avem voturile necesare. De-aia e foarte pertinent ceea ce spune și Sorin Grindeanu, primul vicepreședinte, și Marcel Ciolacu, când zic, dom'le, noi când depunem o moțiune de cenzură, nu vrem să ne jucăm, vrem să treacă moțiunea. Ca să treacă moțiunea, îmi trebuie niște voturi. Noi nu avem acele voturi. Nu văd eu ca USR-ul să ne voteze nouă. Ce legătură are? Este un exercițiu democratic. Se poate face. Și tot baletul acesta pe care îl face Partidul Social Democrat, depunem moțiune, apar în fiecare zi lucrurile acestea pe rețelele de socializare, ca de fapt după aceea să se mai gândească pentru că nu are voturile necesare. De ce? Pentru că moțiunea, moțiunea se poate depune. Păi da, dar noi, încă o dată, deci Partidul Social Democrat e un partid de oameni serioși. Așa am demonstrat-o noi de-a lungul timpului și vrem să ne menținem acest lucru. Și dacă n-am fi serioși în continuare, cei din teritoriu, baza partidului, ne-ar lua la șuturi. Adică, în momentul în care, repet, eu depun o moțiune de cenzură, am semnăturile, problema e să treacă. Nu am negocierile necesare cu celelalte domnul partide. Păsar, apar mesaje clare că se va depune această moțiune. Încă o dată. Noi n-am spus niciodată că nu depunem moțiune de cenzură. Moțiunea de cenzură se va depune. Problema este să se treacă. Și acum se pune problema, dar o să treacă pentru că USR-ul au depus și ei o moțiune și n-a mers. Nu, USR-ul nu va vota o moțiune de cenzură a Partidului Social Democrat pentru că noi, în textul moțiunii pe care l-avem pregătit, sigur vor mai fi modificări de ultim moment pentru ziua în care se depune moțiunea. Noi acolo criticăm foarte clar tot guvernul. Adică noi avem și tente, din păcate, și penale la adresa miniștrilor, fie PNL, fie USR. Eu nu văd miniștrii USR
nici ei nu se văd, votând o moțiune de cenzură care este împotriva lor, care îi atacă pe ei. De-aia e foarte important, și aici poate și colegii mei ar trebui să explice oamenilor, noi vrem să pice guvernul, noi depunem moțiune de cenzură, dar noi prin canale specifice în politică discutăm cu fiecare partid în parte, cu fiecare membru al unui partid în parte, în așa fel încât să avem acele voturi. Noi spunem și punem presiune pe clasa politică, pentru că, vedeți și dumneavoastră, societatea civilă pune presiune pe noi. Exact cum v-ați întrebat, când depuneți moțiunea de cenzură? Păi tocmai, cu ajutorul societății civile, punem presiune pe clasa politică din partea dreapta eșichierului politic, în așa fel încât să găsim oameni care să spună, da, domnule, trebuie să votăm. Îmi spuneați înainte de emisiune, această moțiune de cenzură trebuie votată, îmi spuneați înainte de emisiune că sunt miniștri liberali care laudă un ministru al PSD-ului, și aici mă refer la fostul ministru al agriculturii, la domnul Daia, lăudat de către peneliști. Păi, vedeți, asta căutăm și noi și în lumea politică. Oameni care să spună, da, domnule, moțiunea de cenzură pe care o face Partidul Social Democrat este o moțiune corectă, este o moțiune în interesul românilor și va trebui să o sprijinim. Asta, aici vrem să ajungem. În momentul în care avem cele 234 de voturi, imediat am depus moțiunea de cenzură. Să ne gândim numai că au fost parlamentari care l-au susținut pe domnul Orban la președinția partidului. Sunt parlamentari liberali care sunt dezamăgiți în momentul acesta. Sunt dezamăgiți, de-aia cred eu că... Poartă negocieri? Se poartă, bineînțeles că se poartă. Ar fi o prostie să spunem că nu se poartă. Bineînțeles că se poartă negocieri cu toată lumea, deci om la om. Eu îl cunosc pe deputatul Vasile sau pe senatorul Ion, mă duc la ei, stau de vorbă cu ei. Sigur că încercăm. Pentru că atunci când a fost dat jos guvernul Dăncilă, ALDE, care era până puțin înainte partener de coaliție. Da, ne-au trădat, au plecat. Exact, și cu ajutorul lor a putut să cadă guvernul Dăncilă. Da, și membrii din câțiva parlamentari ALDE care au votat, adică au trecut la PNL. Adică acest scenariu se poate repeta indiferent de actori. Sigur că da, din păcate nu putem schimba cursul politicii dâmbovițene. Asta este politica în România. Dacă te uiți în Statele Unite, este dreapta și stânga. Dacă te uiți în Germania, uitați-vă acum la dreapta și stânga, două partide mari și pe lângă ele, sigur, care s-au obișnuit să guverneze împreună. Guvernează împreună sau au un anumit statut. Deci niciodată un parlamentar, senator, deputat dintr-o parte a eșichierului politic nu va vota cu partea cealaltă, indiferent cât de supărat este pe partidul care l-a numit și care l-a dus într-o anumită funcție. Din păcate, asta e politica pe care o facem noi în România și noi ne adaptăm. Repet, vom depune moțiune de cenzură în momentul în care vom avea acele voturi, pentru altfel pică moțiunea de cenzură a PSD-ului, rămâne guvernul și știți ce spune toată societatea civilă? Ce a spus din 90 până acum când e un eșec? Iar au făcut o brânză, n-au făcut nimic. Se reface coaliția? Din păcate pentru România eu cred că se reface, da. Se reface pentru că altfel n-ar apare zvonuri de genul Dan Barna, președinte al Camerei Deputaților. Acolo nu e lansată de PNL, e lansată, știți cum e în politică? Eu lansez un lucru despre mine și văd ce se-mi spune pe piață, dar nu recunosc că am recunoscut eu, că am lansat eu acest lucru. Eu cred că cei din, dacă nu chiar domnul Barna, care îi place foarte mult fotoliul de președinte al Camerei Deputaților, a lansat prin el sau prin consiliere dânsul, a lansat în spațiu public. Vedem ceea ce se întâmplă. PNL-ul, dacă vrea, vine și îl cheamă pe domnul Barna și spune hai să mergem împreună. Mai mult decât atât, e posibil să rămână domnul Cățu premier, deși toată lumea spune, mai ales cei din AUR și de la USR, spun fără Cățu premier. Nu, o să vedeți că la un moment dat s-ar putea să apară domnul, e scenariu, s-ar putea să apară domnul Barna și să spună, domnule, pentru interesul României, sigur că mergem în continuare, sperăm ca domnul Cățu să-și revină și să vadă ce interese sunt pentru români, sau ne trezim cu niște posturi importante pentru cei de la USR. Asta e politica care se face. Eu cred că nu se destramă. Deci, să pleci de la Ciolan. Ei au plecat. Ei au plecat pentru că vor mai mult. Ei joacă șah, să știți. Și li s-a spus că nu li se vor da înapoi toate ministerele. O să vedem ce se întâmplă. Vorbim în două săptămâni pentru că trebuie să rezolve într-un fel sau altul. Pentru că, vă spun din interiorul partidului, noi nu sprijinim un guvern minoritar PNL. Deci să nu se aștepte cineva din societatea civilă, din lumea politică, că noi sprijinim un guvern de dreapta. Nu putem să sprijinim un guvern care face lucruri rele. Păi cum ar fi dar ca eu? Dar n-au mai fost asemenea căsătorii? Ba da, au fost, dar eu vă spun de ce nu facem noi acest mariaj. Pentru că eu nu pot să fiu de acord cu facturile crescute, că vine românul și îmi bate la ușă. Dar a spus doamna Ursula von der Leyen că au crescut prețurile peste tot în Europa. Au crescut prețurile peste tot în Europa, stimată doamnă, dar noi suntem unul din mari producători din Europa Centrală și de Est de gaze naturale. Noi suntem cei care scoatem gazele. Noi fixăm prețul. Turcia își dorește să fie ea singurul exploatator al gazelor din Marea Neagră.
Bine, și Rusia dorește niște lucruri, și Statele Unite doresc, și Polonia, toată lumea dorește câte ceva. Problema e cum îți apeli interesele. Deci noi nu aveam motiv să creștem prețul la gaze naturale. Este mult de discutat aici. Dacă vreți să vă explic, deci am ajuns să exportăm gazele naturale. Noi la un moment dat scoteam gaze naturale din țară, din producție proprie, și aveam un preț undeva pe la 93 de euro pe megawatt oră, în condițiile în care în toată Europa era 230. Și atunci a venit Polonia și Ungaria și ne-au cumpărat gazele noastre și noi avem depozitele subterane goale și suntem nevoiți să mergem pe altă piață. De ce? Pentru că ANRE-ul, sub conducerea, mă rog, și al lui Dumitru Chiriță, care a fost coleg cu mine PSD, sincer, nu-l înțeleg pe omul ăsta ce face acolo, dar și a celor de guvernare, pentru Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Reglementare a ANRE-ului este format în majoritate, deci la voturi pierzi de oameni de dreapta. Și au făcut acolo următoarea chestie. Fiecare producător de curent electric și de gaze din România este obligat să vândă pe piața internă numai 4%, nu referim la gaze, numai 60% din capacitate, restul poate să o vândă pe bursă. Sigur că dacă în România vindeai cu 93 de euro pe megawatt oră și afară vindeai cu 230, vindeai cât te obliga status, dar în România 60% și rest din producție, restul plecai pe piața externă. Ce s-a întâmplat în momentul ăla? 40% din producție trebuia să, din producție, din necesarul țării, trebuia să luăm din altă parte. Și a venit Gazprom și ne-a ocupat piața. Și acum Gazprom o face legea, pentru că este lider mondial, are cele mai mari zăcăminte de gaze naturale din lume și se joacă cum vrea pe piață. Și am ajuns la mâna lor. Asta este partea proastă și întrebarea noastră, ce caută Virgil Popescu la Ministerul Economiei, pentru că el trebuia să reglementeze lucrul ăsta. Ce caută oamenii ăștia la ANRE? Deci, concluzia, nu putem susține un guvern minoritar, pentru că ne-a luat lumea la întrebări, că așa cum vă explic eu lucrurile astea, sunt foarte mulți care cunosc de desubturile astea și sunt oameni neimplicați politic, dar specialiști în domeniile lor de activitate, care vin și spun, pe ce faci, mă, voi nu ni se scumpește totul și voi sprijiniți acel guvern, dar nu sprijinim. Că a venit doamna von der Leyen, a venit aici nouă formalitate, să îi dea putere guvernului de dreapta. De ce a venit oare la o zi după... Era programată. Nu era programată. Era programată cu 4 zile înainte, să știți. Da, așa era pe agenda Uniunii Europene. Domnul Danica vă poate spune lucrul ăsta, mi se pare că l-a și spus. Trebuia să vină cu 4 zile înainte de congres. S-a făcut o modificare, că și-a schimbat programul doamna. Nu și-a schimbat programul doamna. Nu se știa ce se întâmplă în România, cine câștigă alegerile partidului de guvernământ, ca președinte al partidului de guvernământ. Și atunci a venit după ca să încununeze această victorie. Sunt lucruri pe care eu pe undeva le înțeleg. Se fac în politică. Dar nu le face pe spatele oamenilor. Este o politică păcuboasă, după cum spun foarte mulți analiști economici. Ceea ce face în momentul acesta Uniunea Europeană vis-a-vis de creșterile acestea de prețuri. Pentru că analiștii spun că deja lucrurile sunt generalizate la nivelul Europei. Oamenii toți sunt sufocați de aceste creșteri de prețuri. Da, eu nu cred în conspirații. Și că se forțează foarte mult trecerea pe energia verde. Se forțează foarte mult, dar uitați-vă la state. Acum și pe energia verde, știți cum e? Hai să facem energie verde pentru că e nepoluantă, dar de fapt în subsidiare hai să facem energie verde pentru că noi suntem singuri oameni care avem specialiști și echipamente să luați de la noi, ceva de genul ăsta. Uitați-vă, Polonia iese din Uniunea Europeană, vrea să iasă, mai e puțin și o să iasă din Uniunea Europeană. De ce? El este cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune. Și el spune, măi, eu nu sănătos la cap, eu am energia care pot să o produc din cărbune ieftină și tu îmi spui mie că poluiesc, că de acord cu tine o să găsesc, metode nepoluante de extragere a cărbunului și de furnizare a energiei, dar eu nu pot să fac energie verde care e mai scumpă sau energie pe bază de hidro, adică apă hidrocentrală, dacă cărbunele meu îmi dă energie mai ieftină. La nivel european sunt aici e foarte mult de discutat, trebuie văzut un context. Uitați-vă la apropierea Germaniei de către apropierea Rusiei și Germaniei. Este un, dacă vreți, un parteneriat care este din ce în ce mai apropiat. Nu pentru că îi place Germaniei de Rusia, ci pentru că Germania are nevoie de gazul rusesc. De aia spun că e foarte, foarte mult de discutat aici și trebuie înțelese mecanismele astea. Și atunci, când Germania vrea gaz de la ruși, dar vrea ieftin, atunci vine Vladimir Putin sau cineva de la domnul Peșcov de la ruși și spune în felul următor, da, eu îți dau gazul ăsta, dar nimic nu e gratis pe lumea asta. Haide, fă-mi și mie avantajele astea. Ia spune tu că vrei numai energie verde, pentru că energia verde, când te duce către zona de verde, la un moment dat, unele state vor spune...
De acord, fac energie verde, dar nu cum e cazul României. Nu pot să fac asta, nu pot să trec pe energie verde total și atunci merg în continuare pe gaz. De două ori câștigă Germania. Una, pentru faptul că nu, poate să spun oricând, România nu ne ascultă, de aia e la periferia Europei, de aia îi dăm împrumuturi cu dobânzi mari. Pe de altă parte, noi trebuie să luăm gaz de undeva. Și uite cum am căzut noi în capcana asta economică, luăm gaz de la ruși la prețul lor. Adică... politica asta e destul, e un cuvânt destul de urât care nu se spune aici, dar dacă nu e făcută de oameni deștepți, de oameni inteligenți, se pierde. Și din păcate România la ora actuală, și este un mesaj extrem de clar pentru toată clasa politică, România este condusă de oameni mai puțin competenți, să nu spun incompetenți, sunt oameni care nu se pricep și atunci ar fi nevoie să facă un pas, nu lateral, înapoi și să lase oameni competenți. Ăsta e motivul pentru care Partidul Social Democrat vine cu tot felul de variante și cu tot felul de specialiști, cu CV-ul gros lângă el și spune, domnule, lasă-mă pe mine, măcar o perioadă de 6 luni de zile, să-ți arăt cum îți redresez țara. Uitați-vă la partea, eu știu, de la momentul 2017-2019, când România a crescut din toate punctele de vedere și uitați-vă unde suntem acum. Adică în momentul în care discuți, mie mi-ar place foarte mult să vină un parlamentar PNL la aceeași masă cu noi aici și să stăm de vorbă. Nu vor veni, pentru că n-au răspunsuri, pentru că primul lucru este la noi. Noi am mărit salarii, noi am mărit pensii, noi am scăzut taxe. Ce ați făcut voi? Ați venit cu ele înapoi. Sunt multe alte cancanuri, e vorba de împrumuturile pe care le face România în acest moment, e vorba de interese pentru cine este guvernator la Banca Națională, e vorba de faptul că noi împrumutăm după piața, au zis mereu, România a împrumutat după piața externă, fără să spui de la cine. Piața externă este domnul Soros, de fapt. Noi luăm niște credite cu dobândă nu foarte mare de la dânsul, dar eu spun în felul următor, dacă la data în care e scadentă tu nu poți să-mi dai banii și 90% din cazuri, toate statele lumii nu pot da banii la perioada scadentă și fac o rescadențare. El spune nu, în momentul în care nu mai dai banii la perioada scadentă, tu îmi dai acțiuni la diferite resurse din subsolul României. Și România, mulțumesc lui Dumnezeu sau mulțumim lui Dumnezeu, încă are bogății în subsol. Asta se întâmplă acum. Luăm credit, nu pot să dau înapoi banii, sunt mulțumit că nu trebuie să dau cash flow înapoi și atunci mă trezesc că la mina de uraniu, la zăcământul de aur, la zăcământul de nu știu ce din subsolul României, este acționară o firmă paravan care e de fapt a domnului Soros. Asta se întâmplă în România la ora actuală. Din păcate. Se ceartă oamenii și în NATO, pentru că acolo Franța este nemulțumită de noul agreement dintre Statele Unite, Australia și Marea Britanie. Păi cum să nu fie mulțumită? Când i-a furat un contract de, nu știu, 4 miliarde de euro pentru niște submarine. Și vrea Franța afară din NATO. Da, aici sunt jocuri. Nu știu dacă ați observat, deci domnul președintele Franței și cu Biden, cu președintele Statelor Unite, deja au avut o convorbire telefonică și au zis, da, domnule, trebuie să... Au retrimis deja, Franța a rechemat ambasadorul din Statele Unite, acum l-au retrimis, o să le dea o compensare, nu știu, o să facă ceva, avioane, ceva, nu știu, ceva militar, o să lucreze în Franța, în așa fel încât industria specializată în apărare, spunem noi, dar în armament, de fapt, din Franța, să se reducă din pierdere. Sunt jocuri politice, nu o să iasă din NATO Franța. N-are cum să iasă, înconjurate de țări NATO, e destul de complicat. Pe urmă, Franța are destul dușmani, să știți că nu e, eu știu, perla coroanei și atunci când rămâi singur pe piața, în zona asta de apărare, nu e foarte bine pentru tine. Adică, nu cred că va ieși din zonă. Dar până la NATO, pe noi ne interesează problemele astea care se întâmplă aici și vin cu următoarea, eu știu, români ar trebui, gălățenii care ne se uită la noi ar trebui să știe că noi, Partidul Social Democrat, venim întotdeauna cu soluții viabile. Venim cu oameni competenți. Întotdeauna când un om nu a fost competent sau nu a făcut față, noi l-am retras de acolo. De-aia eu zic să aibă populația încredere în noi, pentru că noi reprezentăm și luptăm pentru ei. Iar din păcate avem cu ce să luptăm, avem arme, avem muniție, pentru că Partidul de Guvernământ, din păcate pentru România și pentru români, ne dă aceste muniții. Da, va fi interesant să urmărim ce se întâmplă mai departe. Până anul acesta nu s-a pus problema că nu depunem moțiune pentru că nu avem suficiente voturi. Nu am auzit acest refren și de fiecare dată s-a depus moțiune ca exercițiu democratic. Bineînțeles, făcându-se niște socoteli înainte. Că au ieșit sau n-au ieșit, asta nu înseamnă că moțiunea nu a fost luată în discuție și propusă în Parlament. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, domnule Păslaru. Vă aștept la următoarea noastră discuție. Da, dar nu pot să închei spunându-vă că, domnule, la ora actuală, Partidul Social Democrat are un alt fel de om, pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu spune în felul următor, domnule, veniți cu o idee, perfect, dați-mi și finalizarea ei.
Deci noi vom depune moțiune de cenzură în momentul în care vom avea aceste voturi. Și dacă vreți dau din casă, vă spun că e posibil ca viitor apropiat să avem aceste voturi. Rămâne să vedem. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere!